Ești antrenor de Urban Warrior și cu toate astea ai vrut să participi la o competiție de kettlebell advantage. Ce te-a determinat? Ce să mă determine? Dacă mi-aduc bine aminte, în mai am făcut pneumonie, am pierdut foarte multe kilograme, încerc să le pun înapoi și am vrut să demonstrez în primul rând că sunt un spirit competitiv. S-a văzut că nu am fost atât de pregătit pe cum mi-aș fi dorit eu, în schimb, asta e, nu? Data viitoare. Cum ți s-au părut concurenții? Pregătiți, mai ales cel de pe locul întâi, nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, dar a fost foarte pregătit. Am înțeles că el s-a pregătit special pentru asemenea antrenament. Ok. Vom avea și o competiție, nu știu, pe segmentul tău? Ți-ai dori să organizăm De ce nu? Eu îmi doresc de mult asta și să sperăm că pe viitor vom avea parte și de așa ceva. Cum ți s-au părut concurentele, fetele? Foarte pregătită, mai ales colega noastră de la Power Pump, foarte pregătită. În schimb, cealaltă a fost, se pregătește pentru Campionatul Național de Culturism. Da, îți dai seama că e pregătită. Cum nu? Nu? Cum ți s-a părut toată competiția? Ce feedback ai acum după ce ai văzut toți concurenții, dar și pregătirea, organizarea? Foarte, foarte bine pregătită. Bine, noi la Muscle Maker am fost întotdeauna pregătiți și am vrut să demonstrăm lumii că suntem mai cu un pas înaintea tuturor. S-a văzut și cu premiile de astăzi. La noi, dacă ești campion național la culturism, primești o diplomă sau o cutie de proteine și o arunci în public. Crezi că asta i-ar determina pe mulți să participe într-un număr cât mai mare? Nu cred, sigur. Sigur îi va determina, mai ales... Eu am auzit reclama la Radio Zoo, nu am fost înștiințat de ce se va întâmpla astăzi și chiar acum am văzut, înainte de concurs, am văzut ceea ce vom face noi. Chiar dacă fac parte din trupa masă, din echipa Muscle Maker, mi-este greu pentru că n-am luat legătură cu kettlebell și mi-a fost greu astăzi. Dar ai văzut acum și vei fi mai pregătit data viitoare. Da, da, da. S-a văzut că sunt un luptător și să sperăm că voi fi pregătit mai bine pe viitor. Ok, mulțumim, mult succes! Mulțumesc frumos!